Am activat în diverse domenii, am început cariera mea ca traducător în București, după care am avansat într-o companie mare, internațională, multimilionară, în euro. Am fost pe diverse funcții acolo, până la cea mai înaltă, de manager și chiar administrator. La un moment dat am decis să revin în țară și aici am hotărât să nu o iau de la capăt cu angajările, dar să-mi deschid propria afacere, să încerc să fiu eu angajatorul. Așa s-a născut ideea mea de a confecționa pantofi. De fapt, am observat lipsa și cererea, necesitatea acestui produs pe piață. Înainte de coaching era un mare haos în toată afacerea mea, adică știam și înțelegeam doar eu cum se întâmplă lucrurile. În cazul în care ar fi trebuit să plec eu într-o zi și să las toată afacerea altcuiva, ar fi fost foarte complicat să înțeleagă de unde să ia și unde să le pună. Acum vreau să spun că după aceste 8 săptămâni de coaching pot pleca liniștită și în vacanță sau pot începe o altă afacere și lăsa în locul meu pe altcineva care va ști din prima zi când va intra pe ușă cum funcționează, cum se ia o comandă, cum se confecționează încălțămintea, ce produse avem pentru clienți, care sunt categoriile de prețuri și alte detalii. Deci toate aceste lucruri sunt sistematizate. Nu eram sigură de faptul că este pentru mine acest curs și că trebuie să aplic la Angry Business, însă la insistența prietenului meu, probabil el văzând situația dintr-o parte, a înțeles că asta este ceea de ce am nevoie. Astfel, după aceste 8 săptămâni de coaching în care am început să promovez mai agresiv produsele și serviciile mele, am înțeles că când nu trebuie să te oprești. Atunci când te oprești, se oprește și afacerea, se opresc și clienții. Trebuie să mergi în continuu, să promovezi în continuu, să folosești toate platformele posibile de promovare. Analizând un pic situația, pot să vă spun că în primele săptămâni de coaching vânzările și comenzile au crescut cu aproximativ 30%, după care pe finele orelor de coaching chiar s-au dublat. Am livrat învățăminte în Elveția, în Germania și în alte țări. Ne gândim la extinderea pe piața europeană, poate să deschidem niște magazine locale sau să începem cu promovarea online. Încă nu am decis care va fi calea, dar spre asta mergem, spre Europa. Dacă încă nu v-ați hotărât să mergeți la coaching pentru că aveți impresia că afacerea merge bine, să știți că ea poate să meargă și mai bine, de 2 ori mai bine, chiar de 10 ori mai bine. Iar dacă vă merge prost, nu mai înțeleg de ce nu sunteți acolo încă.